ești pregătit, ești decis. Consemne acest lucru, te hotărăști astăzi. Pe lângă actul căsătoriei care l-ați făcut la starea civilă și înaintea instituțiilor și înaintea, adică, acestor rânduiri care sunt în lumea aceasta în care ne trăim. Aici suntem în fața unei rânduiri a lui Dumnezeu. Suntem înaintea lui Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu, pentru că și Biserica lui Dumnezeu suntem noi, care suntem astăzi aici, o parte. Astăzi, aici, în locul acesta, te hotărăști să iei de nevastă pe sora Daniela, da? Da, cu toată inima. Dorința aceasta este o dorință definitivă pentru tot timpul vieții tale. Ai înțeles lucrul acesta bine, da? Ai înțeles cuvântul, ai înțeles datoria, ai înțeles ce implică acest legământ, da? Da, este o hotărâre definitivă și irevocabilă. Dumnezeu să vă mulțumesc. Amin. Sora Daniela. Amin. Ești foarte emoționați. Cum ce să-i mai întrebăm mai multe lucruri? Cum important este să vă respectați unul pe altul. Nu spunem lucrurile acestea să vă facem o declarație forțată. Să vă facem să spuneți unele lucruri de care apoi să zic, așa au zis păstorul și am zis și eu că era acolo frații la biserica și... Da, eu nu văd așa, eu nu aș vrea să fac lucrul, adică conceptul meu de soț, conceptul meu de nevastă, nu e ăla. Adică trebuie ca bărbatul să-și iubească nevastă. Amin. Și cu greșelile. Desigur. Așa. Soră Daniela, trebuie să te temi de bărbatul tău, să fii supusă lui. Ești pregătită? Amin. Domnul să binecuvintez. Să nu va fi ușor. Vreau să le spun un lucru aici, foarte scurt, un gând scurt. Conceptul acestei cere să-și iubească nevastă cum a venit Hristos biserică, să se teamă de bărbatul și să slujească ca Domnului. Dragii mei, nu poate fi realizat, ascultați-mă ce vă spun acum. Vă spun din trăirea mea, de familie și de slujitor și de copil al lui Dumnezeu. Nu poate fi realizabil fără iertare. Știți asta? Nu poți să-ți iubești nevastă cum și-a iubit Hristos biserica dacă mă ierți. Nu poți să te temi de bărbatul tău să-l cinstești ca pe Domnul dacă mă ierți. Ați înțeles, oră și frate? Ați înțeles asta? Da! Dacă vă veți ierta unul pe altul, dacă vă veți așa împăciui în fiecare zi unul pe veți trăi în pace. Dumnezeu va binecuvânta acest legământ care astăzi îl faceți. Acest legământ va fi sub privirile Domnului. Călătoria voastră va fi sub privirile Domnului. Căsătoria voastră va fi sub privirile Domnului. Îndurările Domnului vor fi peste voi. Binefacerile Domnului vor fi peste voi. Dragii mei, astea sunt condițiile lui Dumnezeu. Dacă nu sunt respectate, Dumnezeu așteaptă. Dumnezeu așteaptă. Și vine ziua când le respecti. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Ne vom ruga Domnului pentru ei, vom credința Domnului, așa cum este, cum obișnuim bisericile evanghelice și vrem să îi încredințăm în mâna Domnului. Nu noi le dăm binecuvântare, binecuvântarea le dă Dumnezeu. Amin. Și pe voi care sunteți aici, vă rog și voi să fiți în duc de rugăciune, să fiți și voi în duc de unitate, să fiți și voi în dorința aceasta pentru ei, ca Dumnezeu să-i sprijinească, să-i ajute și să fie niște ascultători și să țină legământul acesta. Amin. Amin. Ne vom ruga înaintea Domnului și cum ați spus și voi în același lucru.